Revolta? Hai să ajutăm pe domnul ăsta. Nu! Bună toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod cu San Andreas. Eu sunt Tyra și astăzi continuăm povestea. Măi, ne-a sunat Denis. Așa, zicea asta un compliment față de papucii noștri. În fine. Așa, ce voiam să vă zic, ne-a sunat Denis și Denis e foarte supărată și a zis că este dor de noi și că vrea să o mai vedem. Și zic eu că ar fi ok să mergem până la ea. Our hood is under attack. Bun, vreau să vă zic, în episodul de astăzi o să facem mai multe lucruri. Și anume, ne apărăm gang-ul, doi la mână, o să mâncăm, o să mergem un pic la sală și mergem și până la Denis. Și văd că disperații ăștia din Balast chiar și-o caută cu lumânarea. Nici bine n-am ajuns, am luat 3 teritorii și gata. Ei nu mai pot de influență. Na, unde sunt norociții? Hai să merg pe aici prin spate. Acolo-s. Ieși. Atât. Bun, și armură gratis. Atât. Du-te încolo, mă. Ok. Te rog să pleci. Așa, bun. Gata, l-am rezolvat. Bine că mi-a dat totuși armură. Uite acolo un grafiti. Nu mă duc să-l fac acum. Așa, știți ce vreau eu să fac acum? Vreau să merg un pic la sală. Dar înainte de sală vreau să merg să mănânc niște pizza. Vreau să mă îngraș un pic. Nu să pun slime pe mine, dar... Este că murim de foame, că suntem slabi. Și dacă mergem mult pe jos, în loc să ne scadă grăsimea, ne scade musculatura. Și n-am chef să-mi scadă musculatura, să fiu sincer. Atât. Bă, mi-a fost dor de, cum îi zice, de nebunia asta de Grove Street. Pe bune acum. E interesant și nebunia aia, cum se cheamă. Hai, $50, am mâncat ca un nebun. Așa, interesant la Sventura San Fierro, dar câteodată ți-e greu și ți-e dor și de asta, Los Santos, și mă bucur că ne-am întors. Dar mă întreb ce o să ne facă Tempeni, pentru că l-am omorât pe Eddie, colegul lui în episoadele trecute. E, în fine, dă-l încolo, eu sărăcie și nu-l suport. Bun. Ce țipa ăla? Așa, bun, hai să mergem un pic la sala. Îmi place mașina, îmi place foarte mult cum arată. Și după, știți ce facem? Mergem să salvăm, ca să treacă timpul vreo 6 ore sau 12 ore, depinde cât vrem să salvăm. Așa, vreau să fac niște ridicări. Și după mergem până la Denis, mai că ne-a sunat tipa și a zis că este dor de ea. Și a zis să nu o tratăm ca pe un nimeni. Și are dreptate tipa. Și ați văzut că în toată seria asta i-am fost loial, nu ne-am dus cu nicio femeie și... Da, cu excepția momentului de la heist, nu contează. Așa, n-am dus cu nimeni și chiar vreau să mergem până la ea. Că tot timpul v-am zis că da, ajungem în Los Santos, mergem până la ea. Și astăzi o să mergem. Bun, tragem de fiară ca să avem și noi mulți mușchi. Vreau să fiu full acolo, nu vreau să am treabă cu prostia asta. Atât. Cred că o să reziste vreo 41 de ridicări, cam așa rezistă de obicei. Pac. Încă 6 ca să zică că e obosit și plecăm de aici. Mai da, vreau să-mi spuneți voi acum în comentarii. Ce părere aveți de San Andreas până acum? V-a plăcut acest joculeț? Vă place acest joculeț? Și credeți că merită să facem serie în continuare cu el sau nu? Bun. Gata. Băi, mergem să salvăm. Băi, m-aș duce acum la Denis, dar nu cred că e acasă pentru că e zi. Și nu știu ce face ființa aia ziua. Bun, Denis e acasă? Nu e acasă. E, în fine. Cum am spus, mergem și salvăm. N-am mai condus savana asta de atât de mult timp, de când n-am mai fost la nebunia aia de lowrider. Atât. Ia să vedem despre ce e vorba. Primisem un mesaj pe telefon și m-am uitat. Așa, Grow for Life, ok, salvăm. Iar acum mergem să vedem ce face Denis. Dar nu cred că e acasă, așa că vom mai salvăm o dată. Pac, acum e 10, sigur e acasă.
Adică, cred că e acasă. Sper că e acasă. Nu mi-a luat mașina, nu? Că n-am parcat-o bine. Nu, e ok. Scot rabla asta de poliție de aici. Oricum nu o să fac nicio misiune cu ea, așa că du-te încolo. Ia, dă-mi încă o mașina mea de gangster. Măcar dacă pun acolo, spun ceva ca lumea. Ușor, ușor, atât. Bun, hai să vedem ce face Denis. Că sigur i-a fost dor de noi de atâta timp. Acum o ducem atât de bine cu banii. Lol, nu e acasă, Denis? Ba da, e acasă. Salut! Hey there. What's poppin', girl? Let's go Salut! eat someplace. I'm Hai să good. mergem What's să going mâncăm. on there? Bun. O ducem la un bar, știu că aici îi place. Ultima dată când am fost la un restaurant nu i-a plăcut. Era prea pompos pentru ea, cred. Hai, drăguța. Sper că îi place. Drăguț. Take me home, lover man. Better treat me good, not like the rest. I-a plăcut. Mai, au fost drăguți. Nici nu știu cât am filmat până acum. 6 minute. Bun, avem timp și cred că încă de două misiuni. Hai, drăguța. Sper că ți-a plăcut. Ne vedem la anul. We gonna hang out again soon, huh? Hey, I'll see you soon. Ce drăguț. Progresul cu Denis. Bun, măcar crește. Așa, băi, m-aș fi dus acum la misiunea de la CJ cu mașina asta, dar știu că o voi pierde, așa că o vom salva aici și avem grijă de ea. Mi-ar place să o aduc pe aia din Palomino, aici. Zereul ăla ca lume. Ușor, gata. Bănuții? Bănuții. Băi, o să iau mașina lui Sweet, nu cred că se supără. Bun, și acum o să-i dăm bice până la CJ. Vedem de acum ce se mai întâmplă. Chiar sunt curios, sincer. Dar nu cred că se vor mai întâmpla foarte, foarte multe. Deși nu avem niciodată de unde știi. Drift cu Greenwood. Miu, mi-a plăcut. Hai că a ieșit. Așa. Mamă, câte teritorii de balaș sunt aici. Vai, nu le suport. Cred că o să avem treaba. Sau cel puțin eu o să am, pentru că nu o să vă țin pe episoade să cucerim teritorii, mi se pare aiurea. Dar o să fac eu off-camera progresul ăsta și le arătăm noi cine este șeful. Bun. Ușurel pe aici. Stânga, hai că o luăm prin parcare de data asta. Pentru că e mai liber și nu sunt mașini. Stânga tare aici. Pac, pac. Iar de aici cred că pot să merg... O să merg pe jos. Parchez aici mașina, că nu cred că o ia nimeni. Și așa nu sunt nebun din ăștia, cum le zice. Bala și prostii de-astea. Bun, armură full. Avem hanoracul verde. Cred că așa o să rămân de acum. Pentru că sunt în Grove Street și hanoracul o să arată destul de bine. Bun, 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 bun. Băi, dar mai fi o idee. Știți, mi-ar plăcea să-mi iau ăla. Mai iau ăla negru și cu pantaloni aia verzi. Da, cred că așa o să fac. Bun, hai să vedem despre ce e vorba. Nu e aici, e afară. Și da, aici ceva mașinuță, un elegant. Sărăcuț, sărăcuț. Atât, ia să merg și eu pe gard. Aici frumos parcur. Aici e misiunea, aici e misiunea. Perfect, ia să vedem despre ce e vorba. Oh, cutthroat business. Ok. Hey, what's up, dog? CJ, what's up, baby? Word. Resist, sunshine. You can do it. For me, eh? Fucking northerners. No, Macca. Fight the urge. Think of Thatcher. You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. Hey, man, you clean now. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake ass Loke. Loke? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Okay.
I say we make a cameo appearance. Just drop in on the night. Yeah, that's gangster. Come on. Thatcher, I love you, Maggie. Oh, Macca. I love you, Maggie. You ain't right in the head, mate. Paleta aia. Take me back to video shoot. Oh, mergem după loc. Mamă, mergem după neasimțitul ăla care a luat cartea cu rime, da. Tell me how a fake buster phony like suck ass Loke can make it in a rap game, CJ. Music business is changing, dog. It's all about dance routines and showmanship now. Any fake ass idiot can get a record deal these days. So what am I supposed to do? Dog, you got heart, you got natural style, you got ice cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal, but only the genuine article can shake down the house. CJ, my man, you a natural manager. Tare. Păi, dar unde e nebunia asta, oare? Stați că-s curios. Map. Unde-i? Ah, e acolo. Hai că ajungem imediat. E în afara Los Santosului, dar nu mult. E acolo, la tracul ăla de pe Samp, îmi pare că... Nu, nu-i tracul de pe Samp, e tracul din San Andreas, că acolo e și tracul normal. Ce Samp? Haha! Bun, drăguț, mai hai să-i dăm viteză și ajungem imediat acolo. Ușor, auci, a fost urât asta, am patinat un pic. Eh, nu-i bai, hai că ajungem acolo imediat și îl aranjăm noi pe loc ăsta, băi. Băi, am încercat și loc ceva, aoleu. Bun, mai da, știți ce mă enervează pe mine foarte tare? Mă scuzați, două secunde, atât, mai nu știu cât de tare se auzea mașina aia. Adică pe mine mă surzește și dacă mă surzește pe mine, iau un controllerul, nu mă mai surzește, dar pe voi, Și vreau să mă auziți pe mine, nu cum părăi mașina. Bun. Aici așa e interviu. Hai după el atunci. Mergem cu de-asta. Mamă, vină încoa, mă, loc. OG Loke's making a run for it. Don't let him get away. Aha, fix. Ți-ai găsit, mă, OG. Hai, vin încoa. Hai, Jeffrey. Știi că nu poți să o faci. Nu, nu mai suntem prieteni. Mamă, câte bărci sunt pe aici. Îmi place. Ce faci, tipul? Zice că... Mad Dog este... E, de fapt, noutățile de ieri. Cum zici tu, loc? Hai mă, că nici măcar nu te-am atins încă. Așa, mă, dar Mad Dog nu prea se ține bine. Da, ce pot să zic. Suntem foarte aproape de loc, vină încoa. Hai, că te tai de data asta. Pac! Unde ești, mă? Vină încoa. Nu cred că trebuie să-l omor, trebuie să-l urmăresc, de fapt. Wow, mergem și pe... cum îi zice, pe nisip cu mașinuța asta. Îmi place. Dar știți ce nu-mi place? Nu-mi place deloc că suntem în teritoriul de Balas. Bravo, uite, m-a fentat. Bravo lui, cum îi zice? Lui Mad Dog, o știut pensoia. Ce faci, tipul? Ce faci? Mama, dar mașinuța asta e cam greu de controlat, ce pot zic. Unde ești, mă? O ia pe aici. Mama, încearcă și el să facă ceva. Ok. Ce timing am avut. Ce faci, mă? Da. Am apărut și noi pe aici. Uite-o și pe loc. Fuge. Normal. Mergem cu carturile după el? Wow. Chase after... OG Loke, don't let him lose you. Ok, lose him. Don't lose him, de fapt. Hai, nu serios. Hai, Mad Dog, că-l prindem. Na, avem noi treabă cu ăsta. Hai, lasă-mă cu prejudecățile tale. Din cauza cui oare? Ce nu coace? Driving skill. E bine că încă crește. Da, serios? Amândoi zici?
Măi, cu Mad Dog înțeleg că ai tupeu, dar ai tupeu cu mine? A, vai! Bă, băiatul, de unde ai învățat tu să vorbești așa urât? Mă, sărăcie! Ce faci? Ce faci? Vezi cât te întreg? Aoleu, prins mai mult viteză, ce să zic, dar nu scap de mine. Vino cu ace, hai să vezi ce să fac. Asta chiar încearcă să fugă din noi. Uite și pe Mad Dog acolo, să ține măcar după noi. Bă, uite-mă cum încearcă el să mă ofenteze pe mine. Vino cu a. Ce crezi că faci? Mamă, dar nu te-ai plictisit? Ce m-a ofentat. Vai. Îmi place că el totuși încearcă să scape de noi. Vino mă încoace. Nu conduci tu mai bine ca mine. Da, mă băieți. Bă, curios, vedem ce facem. Adică nu zice să-l omorăm. Asta e partea bună. Văd și eu ceva care nu ne pune să omorăm pe cineva. Momentan. Uite, ia să țin de mână. Da, drăguț. Spre apărarea mea am dat să fac curba, dar nu mers. În fine, n-am nitro la asta, nu? N-am nitro. Ar fi fost culmea să merg cu nitro cu cardul, adică pe bune acum. Hai mă, vino cu ace. Ce crezi că faci? Uite bă! Mă, a fost drăguț asta. M-a ofentat, ce pot zic, dar a fost drăguț. E ceva ce aș face și eu când aș fi urmărit. Dar uite mă, știi cât de cât orășelul OG? Ce faci acum? Ok. You phony! Man, you can't prove nothing! Hey, Jeffrey! You a buster, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You's a buster. You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, here, royalties? Take that. I got more bitch, too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Just don't break hit your me. Face yeah, right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, Blasting Fools Records. Hold up, I'm the manager. You wanna talk? Talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? I need hits. I mean hits. Now, what about this guy? This phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Don't be pushing me. Don't be pushing me. Mi-a plăcut. Mamă, și aveam aproape full respect. Mai dau o dură ceva. În fine, nu-i bai. Mai luăm și noi cometul. Aș fi luat Alpha, dă mașina asta e mai rapidă. Bun, hai să mai facem o misiune. Chiar voi auzit că nu mai are mașina sunet? Mamă, zici că e electrică. Dom'le, ciudat arată mașina asta când nu se aude sunetul. Parcă doar bate vântul. Hai că îmi place cum bate vântul. Bun, hai să luăm mașinuța și mergem la CJ. Mai facem o misiune. E de abia 17 minute. Îl ținem episodul un pic mai lung. Că e destul de interesant și vreau să văd unde ajungem de data asta. Bun. Atât. Wow, uite avem cartă acum. Așa. De ce aleargă așa? Lol? Ați văzut? Ce ai, mă? Uitați cum aleargă! Parcă se preface că aleargă. Ok, oprește, CJ. Așa. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Riot! Hey, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hardworking members of Community Policing Unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the bar. Fellow officer Ralph Pendleberry, who had threatened to turn state's evidence and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Airport. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and officer Pulaski himself, believed to be on the run. Oh wait,
They're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. In light of the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no justice. It's just us. I know. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Oh, well, no. Shit's real fucked up, man. Yeah, but we gonna handle this ourselves. Se pare că, doamne, a început revolta, din cauza că ăștia nu vor să-l bage la închisoare pe Tenpenny. Drive back to Grove Street, ok, hai să vedem ce se poate întâmpla. Mă, interesant, dar nasfa. Ok, deci se pare că CJ cu Sid planuiesc cum să-l bagi la închisoare pe Tenpenny ei. He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hans Jerkoff? Yeah, regular. Spank the monkey? Yeah. Take Pomula out? With it. Break the worm? Enough, man. Are dreptate. Bă, dar ce fac ăștia? Se bat pe aici, ok. Shit, look at this place. Even old ladies robbing shit. I guess it's better than staying home and watching the shopping channel. Yeah, go out there and get yourself a bargain. Ok. Interesant, cred. Bă, văd că e destul de liniște, nu știu care e vaza. Shit, man. People real mad. Tenpenny responsible. Ah, uite, ăștia fură televizoare, chestii. Look at them like angry kids and some shit. They just tearing up their own neighborhood. Nothing good is gonna come of it. Oh, well. Bun, cred că acum trebuie să securizăm Grove Street-ul. Na, ok, îl securizăm. Eu nu văd nimica, nu se spawnează ăștia. Despre ce tot vorbiți? Acum am avut o bubuitură. You need anything, give me a call. I'm gonna check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Ok. O luat o razna orașul. Atât? Ok. Mai băieți, datorită faptului că a început revolta, aia să o ajutăm pe doamna asta. Nu! Ce? What? Stai, ce? Pe bune? Pe bune era? Vii să mă bați? Mi-a dat un pumn și-a fugit. Ok, asta a fost ciudat. Nu, deci trebuie să ne echipăm. Aoleu. Ce faci, mă, era? Fugi acum? Tu te bă de aici. Una în spate, te-ai potoli, da? Uite, doi de aer. Mă, da, ok. Am vrut să o ajut pe doamna aia și m-a arestat. Nu mai ajut doamne în viața mea. Sărăcia vieții. Dă-o-te încolo. Acum n-am nici cu ce să mă bat. Eu acum realizez că n-am nici arme, nici nimic. Da, minunat, ce pot zic. Uite, ăsta fură televizorul. Salut, băieții. Cu ăștia n-am nicio treabă. Ăștia-s băieții lui Caesar. Uite, se ia la bătaie. Are pistola ăla, nu? Nu, n-are. Ok. Ba da, uite care. Fugi. Gata, m-a lăsat în pace poliția. Așa, bun. I-am luat și pe ăștia cu mine, dar n-am arme. Gata, hai, veniți cu mine. N-am nicio armă, n-am nicio mașină. Ok. Băi, deci eu care mă gândeam că după ce o calc pe... După ce o calc pe ăla o să-mi... O să-mi iau eu frumos, frumos acolo...
mândria, mama, am ajutat o doamnă și acum ce? Bă, sărăcie! Ho, mă, ho! Uite așa, mașina se explodează, bă. Ok. No, deci mergem la gun shop, pentru că acolo o să fie salvarea noastră. Ne luăm arme și ne pregătim de război. Bun. Da. Bine ar fi și o mașină. Bă, tu vrei, bă, tăi? Băieții! Dă-i bătaie! Da, mi-a plăcut asta. Cum îi scap de ăștia? Bun, hai, am scăpat de ei. Bă, dar merg pe jos ca săracul. Bun, unde Dumnezeu e o mașină? Nu-i găsesc una. E aia de pompieri. Ia să încerc să o fur. Dar nu știu ce tot iau foc mașinile. Uite aici e fum, fum, fum. Flăcări peste tot. Hopa măi, că nu-i așa. Du-te, 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 fugi. Uite pe ăla cu televizorul. Mă, dar nu e ok. Da, cred că toată lumea e revoltată datorită faptului că Tempenii nu intră în închisoare. Asta e nasol. Ia să vedem noi pe aici ceva. Jos. Amunation. Vino încoa. Amunațion. Atât. Deagle. Vreau Deagle. 1200. Nu îmi pasă. 30.000 de dolari oricum consum aici. Aș mai lua niște gloanțe de Deagle. Îmi place Deagle-ul. Atât. Da, tipul, cum zici tu. Ce mai are pe aici? Măi, shotgun nu vreau. SMG. Nu, nu SMG. Vreau micro Uzi, cu ăla mai pot și să alerg. Și are și 50 de gloanțe. Micro SMG. Hai să-mi iau tech de data asta. E mai ieftin față de micro Uzi și, sincer, nu-mi permit așa scump. Bine, îmi permit, dar nu vreau să dau atâția bani. Mă, dar ce m-o aresta și mi-a luat tot? Sărăcia vieții. În fine, asta e viața, ce să-i faci. Bun, assault, M4. Cât o fi un M4? 4500. Îmi este foarte ciudă, înțelegeți? Atât. Deci am o ciudă în mine de nu vă imaginați. Acum așa armură dăm. Am nevoie de toate, tipul. Face o groază de bani. Bun. Altceva ce mai ai? Shotgun. Salt of combat. Hai să-mi iau combat, dar cred că e scump. E 1000. Ok, hai că mi-ajung. Sniper rifle. Vreau snipe, nu-mi pasă că e cu scump. Avem destui bani. Și altceva n-am ce face cu bani. Rifle, sniper rifle. Dacă cumva mai trebuie niște gang, teritorii, chestii. Am nevoie de snipe, mult snipe. Gata, mi-ajung 50 de gloanțe. Bun, hai. Cum spui tu? Bun, hai, ne-am înarmat. Acum știți ce va trebui să facem? Trebuie să ne luăm noi frumos, frumos, echipament militar. Doamna... Aoleu, ce urât a fost aia! Am trântit-o cu apă și am călcat-o pe cap. O, căleu, cred că a durut. Bun. Ma, ce să-i faci? Parcăm și noi frumos. M-am dat ce m-am enervat. Așa. Iar ăștia se omoară între ei. Băi, am ținut episodul ăsta mai mult ca să vorbesc cu voi. Sper că nu vă supărați pe mine. Vreau să fac asta off-camera, dar am zis hai că o facem de data asta așa. Oricum o făceam și nu mi-era lene să vorbesc. Bun. Mai. Ia să dăm noi Binko, Torso, Black Tank. Neapărat îmi iau asta pe mine. Așa. Și cum nu pot să ies negru pe stradă, deși pot să ies... Dar sunt în Grove Street, vreau să arăt lucrul ăsta, și anume, ia, Binko, leg, Woodland Camo. Așa, îmi place. Așa mai merge. Bun. Drăguți, ia să vedem ce mai avem. Îmi iau și ăla cu LS, lanțul ăla. Ia să vedem noi. Binko, nu. Prolapse. Shades, sunt glasses, nu. Nu e aici, ia Suburban. Chains, LS Chain. Perfect. Așa mai merge.
Mama mia, dar avem multă treabă, din câte văd. Gata. Bun. Mai cred că e ok. Ia să vedem. Ăsta o să fie echipamentul nostru militar. Ieșim la război. Bun, însă războiul o să aștepte până data viitoare. Sper mult că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați. Lăsați un like, un coment și un share. Eu am fost Tyra, ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!